Atentă ce i-au întrebat. Unde e chiloții mei? Că de aia vorbeam. Ce, am mai multe perechi și n-am aflat eu? Nu, mă, una singură ai. Exact, de ce i-au vorbeam? Unde e? I-am aruncat. Nu am înțeles. I-am aruncat. Mi-a aruncat chiloții? Nu, sau, nu, măi, ce i-au făcut ei? Asasino de chiloți care ești, era niște chiloți în floarea vârstei, avea decât 3 ani. Că tocmai, că avea 3 ani și numai pe aia i-ai purtat. Ți-a ajunseseră în ultimul hal, numai găuri. I-am aruncat, mă, definitiv, pașii pusii, i-am pus pe foc. Asasino! Păi sănătoasă la cap, mi-a aruncat chiloții mei pe foc? Da. Te-am gândit tot în capul tău asta? Da, m-am gândit din capul meu ce trebuia să fac o comisie sau cum? Păi eu acum ce fac? Ce vă întreb pe mine? E treaba mea? Hemoroizi? Unde? Unde? Ai întrebat unde? Da. Unde sunt hemoroizii? Da. La graniță, mă. Care graniță? Cu Bulgaria? Budapest? Ne atacă ca talibanii? Aoleu, ce lentaro. Bă, de obicei hemoroizii sunt la granița ta cu tine, mă. Te-am văzut cum ești, cum te-ai așezat și m-am dus cu gândul acolo. De-aia te-am și întrebat. Tu ai crezut că eu am... N-am. Nu. M-a ferit Dumnezeu la capitolul ăsta. Așa da, bravo. Hai, mă, unde e cafeaua mea? Nu mai vine? Să face. Ia zi, Celentanu, ți-aduc ceva? Nu, decât să stau așa, ca să retrag suflet. Păi, stai, dar dacă stai mult pe gol, eu ies pe minus. Am înțeles iluzia, gata, să... Mai stau 2 minute. E prea devreme, a? Și? Ia zi, mă, ai, n-ai? Bă, zută mie, n-am. La sol, în cazul ăsta, s-ar putea să-ți iei bătaie. De ce? De ce, bă, ți-ai tras mers de ăsta de șmecher, așa? Și sunt unii șmecheri pe care îi deranjează să vadă treaba asta la alții? Eu mi-am tras mers de șmecher? Arăs că te-am văzut când ai venit. Păi la mine, în Colentina, dacă îți luai mers dintre ăsta, nu ieșai din casă, mă, fără să-ți iei 2 capaci. Tu ești în Colentina, mă? Da, mă! Colentina, București, unde foame o găsești? Maaa, să vezi ce omor îți dai eu ție. Nicule, stai pe loc! Nu sunt, mă, niciun șmecher. Sunt vai de capul meu de sărac. Uite, dacă nu mă crezi, nici măcar chilos pe mine n-am. Ce faci, mă, nesimțitule? Ce, mă, n-ai mai văzut artiști? Prostule! Crezi că mie îmi convine? Nu-mi convine. Dar ce să fac? Dacă n-am chilos, să stau închis în casă, ca animal. Păi nu ziceai, mă, că te deranjează. Păi, mă deranjează, mă. De-aia că am eu mersul ăsta de Michael Jackson în concert. Nu că sunt șmecher. Că nu pot să merg. Ca italieni? Ce cu italieni? Păi la ei e moda asta, mă. De unde și ai controlat tu? Ia uite, mă, vorba vine, mă. Dar ce îți cumperi, mă, chiloții? Pentru că n-am bani.
N-ai bani să-ți cumperi chiloți? Nu, Vasil. Nu mi-e frică să recunosc, nu mi-e rușine. N-am bani să-mi cumpăr chiloți. Mamă, ce-mi faci tu mie cine tău? Ia vină cu ce, mă. Ia banii ăștia, du-te în magazin și cumpără schiluți. Hai că e cinstea mea. Nu trebuie să mi-i dai înapoi. Bă... Fă... Fă și asta pentru mine? Da, mă, ia și hai să închei subiectul. Este un gest care mai dă 10 lei să-mi iau două. Să-mi ajungă o viață. Bine, mă, ia și puște. Vasile, așa ceva nu se uită. Băi, gata, mă, hai, mă. Vasile, o să-ți aprind lumânări la toate bisericile. Triznicul este? Vă înțeleg să n-ai bani de un concediu ca lumea. Să n-ai bani de un tratament mai complicat, mă. De medicamente, de ultimul model, de telefon, mă, de tablete, de ce vrei tu. Dar să n-ai bani de chilos, mă? Bă, pentru mine așa ceva este de neimaginat, mă. Cum, în România? În mileniu 3? Țara asta n-a ajuns bine deloc, mă. Tu crezi că în Germania așa e? Nu știu în Germania, dar în Italia se poate. Haide, mă, dă-o dracu de modă, mă, că vorbesc aici de sărăcie, bă, rață. Da. E incredibil, frate, cum mă duc unii oameni. Tu piei dracu să fie acolo, să nu se atingă de mine. Da, mă, da. Altă viață. Deci altă viață, mă simt altfel. Păi, mă, pot să fac și flotări. Ia uite. Gata, mă, ai pus pe tine? Am ele amândouă perechile. Băi, din două motive. Unul, la mă, că s-ar putea ca să le pierd undeva. Și doi, să nu se fure, mă. Că e de aia frumos și e făcut și e... Pot să stau și eu cu voi la masă? Te rog, ce. Mamă, e ce... Ce bine este, ce... Aha. Ți-ai făcut bomană. Dacă să fie, tacă-mă complet. Te-ai șober? Da, mă, Cilentano, de ce să nu dau, mă? Fii de cum. Grață, te ocupi tu, da? Da, da. Ia și-mi o bere și tu ce vrei. Mi-au și eu. Cilentano, nici nu pot să spun cât de mult mă bucur că am făcut gestul ăsta. Și vreau să spun ceva, că acum suntem noi doi și aș vrea să mă rând între noi. Să nu spune nimeni, da? Și chiar dacă o să spui, eu nu o să recunosc. În numele clasei politice din România, care a guvernat până acum, de la toate partidele, îmi cer scuze. Îmi cer scuze, cetățene Cilentano, că ai trecut prin așa ceva. Pur și simplu, e de nepermis. De neiertat. Vasile... Ia arată-mă! Ce vrei, mă? Arată-mă chiloții! Hai, mă, nebunule, că mă gâtil! Ce, mă, cu el? Lasă-l în pace, ai nebunit? Cum să-l lasă în pace, Vasile? Că a intrat înăuntru să se ducă să-și cumpere chiloți și a dat pe gât o sticlă de băutură de coniac. Așa... De ce, mă? De ce ți-ai luat tu băutură și nu ți-ai luat chiloți? Așa ai făcut, mă? Nu se poate, așa am făcut. Băi, de data asta chiar că te bat. De ce ai făcut, mă, așa ceva? Da, mă, că... Ho, vă explic. N-avea măsura mea. Dar măsură de coniac aveau, a? Și cum a intrat? Mulat? Eu am intrat în magazin, am găsit și chiloți, am văzut frumoși, genul meu. Mă, dar fix lângă o sticlă de coniac. N-am putut să rezist. Păi vina mea că își ține morfila la antala pe rafturi. Pe bine, mă, Cilentano, că eu îți dau niște bani pentru o treabă care e mai importantă ca băutura. Igiene, zice, și tu ce faci, mă, îți cumperi coniac? Într-adevăr, așa am auzit eu că s-a întâmplat. Dar, repet, nu e vina mea. Băi, Cilentano, dă-mi banii înapoi. De unde să-mi dea, mă? Asta în primul rând. În primul rând, bravo. Și în al doilea rând, păi mi-a dat bani și a zis că e cinste, că nu mai vrea înapoi. Stai, mă, puțin cinste, dacă te duceai și îți luai chiloți, mă, nu să te duci să-ți iei băutură de banii ăia. Și nu mai întoarce, mă, tu cuvintele cum îți convine ție, că mă enervezi. Dai banii înapoi, că ne supărăm, te bat. Băi, ce mașină frumoasă ai, Nicule. Ce îți place? Ba, ei se consumă mult.
Depinde, mă, la drumul lung sau la drumul de-astea scurtece? De aici până la București, cât îți ia? Depinde, dacă e vară, dacă e iarnă, dacă... Acum, na, e și... E discuția lungă, mă. Nu contează că am timp și chiar mă interesează. E și cu benzina, că dacă bagi de aia mai bună, zici că consumă mai puțin. Bă, dacă e de aia mai slabă, prost, stai, mă. Dacă e de aia mai slabă, bă, nu... Bă, tu ești chiar prost. Hă? Nu vezi, mă, că e picat în plasă? A schimbat subiectul ca să nu te mai dea el, mă. Păi ăsta are habar de mașini. Bă, tu ești nesimțit. Băi, gata, mă. Păi dacă mă iei așa, că nesimțit, nu, hai să le dăm cărțile pe față. Nu mi-a luat kilos, că îmi place mai bine fără. Bă, dar nu spuneai, mă, că te deranjează. Vrăjeală, mă, ca să am și eu subiect de discuție cu voi. Deci, mă, zic chiar foarte bine, mă, că bă, numai proștii, mă, poartă kiloți. În sensul că dacă ai kiloți și ai și pantaloni, la ce să mai pui, mă, kiloți? E că acum ai avea două perechi de pantaloni, așa ceva nu există. Și oricum eu ca modă sunt mai pe italian, așa. Păi degeaba cred că zice mie Celentano. Cercolesate tutolano, l'improviso, eccola qua. Ce faci? Mai dat o cântare în România acum? Adriano Celentano, tâmpitule, șeful la muzică pe Italia. Lei e partita per le spiagge, sono solo qua sun città. D'accordo di non avere più risorse, se azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Mai cânti mult, mă? Până aduci ce berea, că fim în formă ca să intre repede. Du-te acasă că ne supărăm. E ultimul tău cuvânt? Da, du-te acasă. Unde te duci, mă? Ce faci, mă, acolo? Lasă-l, mă, să facă ce vreau, numai să plece. Băi, deșepților, țineți minte, cea mai mare libertate care a lăsat-o Dumnezeu pe lumea asta este să mergi fără kilos pe tine, băi! Acum ai cântat frumos, mă! Vezi, mai prostule, de ce e bine să porți chiloți? Ai vrea o pereche este? Cum e Celentano? Foarte bine, mersi, Vasile. Ce-ai făcut, mă, nenorocitule? Te-ai dezbrăcat în fața lui nevastă mea? Că așa a zis. Da, așa a făcut. Nu, este o clip. Este o neînțelegere. Eu nu le-am vrut să fac aia. Eu, de fapt, la Nicuraţă, poate să și zică. Ea de cât a fost victimă colateral. Oricum, eu am venit ca să-ţi dau două capace. Nesimţitule. Bă, stați așa. Ce aveți, mă, voi astăzi cu mine toți de vreți să mă băteți? Băi, Celentano are dreptate, mă, că n-a fost cu intenție. E o poveste mai lungă. Deci n-a avut kilos pe el. Da, cum are? Cam asta ar fi povestea, nu-i așa, Celentano? Oricum nu mai contează că tot îl bat. O clipă. Dar dacă eu îți arăt ție ceva care n-ai mai văzut niciodată, mai mă bagi? Adică ce? Adică, uite, aici domnul primar prezent de față, inclusiv cu domnul taximetrist, m-a pedepsit și m-a pus pentru ca să port chiloți de damă. Nu te cred. Are kilos exact ca lui soacră sa. Și o întrebare. De unde știi tu ce kilos are soacră mea? Chiar. Am uitat să dau fân la vacă. Vedeți, doamnă, cine râde la urmă, râde mai bine.
Dacă vă cânt ceva, mă serviți și pe mine cu o bere? Sigur. Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.